Bun? Da. Deci putem să începem. Vă salut, sunt Ioan Popoviciu, sunt psiholog sportiv. Am avut plăcerea să lucrez cu foarte mulți sportivi din mai multe ramuri sportive, inclusiv din basket. Așa că e o plăcere și o bucurie din partea mea și mă simt responsabil după masa asta să vă ajut să înțelegeți mai multe despre fenomenul mental, jocul mental din basket. Un anumit psiholog sportiv care a lucrat cu Chicago Bulls spunea mai devreme, și am cartea la mine, campionul sau luptătorul este mintea. În rest, corpul sunt uneltele pe care le avem noi pentru a putea să câștigăm. Așa că în momentul în care vrei să ai o echipă puternică, vreau să ai o echipă care este pregătită din punct de vedere mental ca să învingă. Foarte mulți antrenori însă se uită la jucătorii de perspectivă și caută acei jucători care au foarte multă încredere în ei, dar sunt foarte mulți jucători care încă nu au atât de multă încredere în ei, dar prezintă foarte mult talent și ar putea fi câștigați. Ce putem face? Unde se pierd? Cum putem să-i câștigăm pe acei jucători? Care este componenta care îi trage în jos? Și de cele mai multe ori este vorba de componentă mentală sau atitudinală. Astăzi aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre experiență. Jucători care caută să aibă mai multă experiență și rolul experienței în învățare. Am discutat cu foarte mulți sportivi care ajungeau la mine fie datorită faptului că vreau să-și depășească anumite limite, fie datorită faptului că au intrat în cariera lor într-un impas. Și spuneau, dacă merg în campionatul cu tare, să zicem, în Olanda, la fotbal, sau dacă reușesc să joc niște turnee mai mari la nivel de sport, în tenis, să zicem, voi avea mai multe experiențe. Și zic, bun, și de ce ai nevoie pentru mai multă experiență? Am nevoie de mai multe jocuri, am nevoie de un mental. Și zic, și cum îți cultivi tu experiența? Cum îți formezi tu experiența aceasta? Și aici spunea, păi, experiența înseamnă jocuri. Am nevoie de jocuri. Nu prea este adevărat. Adică nu e adevărat deloc, pentru că dacă stau să întreb cum își definesc ei experiența și o limitează doar la nivelul jocurilor, nu este foarte concludent pentru ceea ce de fapt înseamnă experiența. Experiența înseamnă să ai un bagaj de observații și activități în care ai participat și în care ai învățat, atât din reușite cât și din greșelile respective. Cei mai mulți jucători participă la antrenamente sau în competiții și dacă vor să cultive mai multă încredere în ei sau mai mult curaj, susțin că ar avea nevoie de mai multe reușite. Dacă joc mai multe meciuri, dacă arunc mai multe mingi la coș sau dacă am mai multe interceptări, voi avea mai multă încredere. Îi întreb pe acești jucători și poți să-mi explici de ce ai reușit, ce ai făcut bine sau pe ce te-ai focalizat în momentul în care ai reușit interceptarea sau în momentul în care ai marcat 3 puncte sau în momentul în care ai jucat bine. De ce ai jucat bine? Ce ai făcut bine? Ce a fost controlabil de ceea ce ai făcut tu ca să reușești? Și aici se blochează. Nu reușesc să-mi dea un răspuns. Nu știu ce am făcut de am reușit. Dar știu de foarte multe ori de ce greșesc. Pentru că de foarte multe ori când greșesc, fie conștientizează sau sunt forțați de către antrenori să conștientizeze de ce au greșit. Când mă uit la experiența lor și întreb, de fapt, a avea mai multă experiență înseamnă să înveți din reușite și din greșeli, îi întreb, cât la sută din reușitele tale ai învățat? Stau, se scarpină în cap și spun, poate undeva 20-30% din reușite. Și apoi întreb, cât la sută din greșelile tale ai învățat? Stau să gândesc, poate 40%, unii variază, unii 50%, alții mai puțin. Nu foarte mult învață sportivii din reușite sau din greșeli. De ce? Pentru că în momentul în care au reușite,
au impresia că e ceva ușor, ceva ce au depășit și li se cuvine să reușească fiindcă ei sunt jucători buni. Și nu mai acordă suficientă atenție ca să învețe care este cauza reușitului. Dar în momentul în care au greșeli, se culpabilizează, se simt vinovați, ceilalți se supără pe cei care greșesc, dar tot nu învață suficient sau nu învață ceea ce ar trebui să învețe din greșeli, decât ideea să nu mai greșești. Nu mai greși, să nu mai greșesc, nu mai vreau să greșesc. Și a nu greși devine o obsesie, tocmai datorită faptului că el este pedepsit sau se simte pedepsit, poate la nivel subconștient, dar cu siguranță va lăsa o impresie sau o reputație proastă față colegilor. Și atunci vrea să nu greșească. Să ne imaginăm că ne dăm un party și la această petrecere pe care o organizăm vine reușita. Și reușita ar fi o ființă umană și întreb pe sportiv. Să presupunem că reușita este o persoană, un om, un prieten sau poate cineva pe care îl chem la party-ul tău. Ce ar zice ceilalți invitați ai tăi care l-ar vedea pe acest reușita în față? Și ar zice, toți m-ar întreba, hei, cum ai reușit să-l inviți pe acesta? Cum ai reușit să te pui bine pe lângă acesta? De când te cunoști cu reușita? Vrem și noi autografe de la reușite. Ne simțim bine în preajma reușitei. Apoi întreb, dacă la petrecerea respectivă ar sosi și greșeala? În primul rând, cum ai descrie din punct de vedere fizic sau cum ai descrie din punct de vedere mental greșeala. Și toți ar zice, greșeala arăta ca un sportiv mai mic, mai slab, care ne strică petrecerea. Și dacă ar veni greșeala, ce ai face? Păi am încercat să ne întrebăm, de ce e aici? Ce caută aici? Să plece, să nu ne strice petrecerea. Așadar, avem în conștiința noastră faptul că reușita este ceva ce ne dorim foarte mult, și greșeala este ceva ce vrem să respingem. Și în momentul în care vrem să respingem greșeala, respingem inclusiv acea parte a experienței din care putem să învățăm ceva. Cei mai mulți când greșesc, dezvoltă obiectivul de a nu mai greși și se focalizează obsesiv pe a nu mai greși. Și dezvoltă o atitudine negativă față de greșeală. Însă ideal ar fi ca în momentul în care greșești, să învățăm, să putem să ne uităm la resursele mentale ale greșelilor. Michael Jordan spunea, am greșit de nenumărate ori, nu știu câte aruncări am greșit, așa am învățat să fiu cel mai bun. Ideal este să învățăm să fim cei mai buni. Și putem să învățăm să fim cei mai buni, uitându-ne atât la resursa reușitelor noastre și să identificăm care e cauza reușitei, ca să putem să investim mai departe în cauza reușitei și totodată să învățăm care este nu neapărat cauza greșelii, ci ce putem să învățăm mai mult din greșelile respective. Așadar, greșeala și reușita sunt două resurse prost exploatate de către sportivi. Reușita pentru că mi se cuvine, e meritul meu, îs bun, nu mai trebuie să fiu atent la lucrurile pentru care am reușit, iar greșeala pentru că mă face de râs, pentru că îmi strică petrecerea. Și în momentul în care îmi strică petrecerea, nu vreau să particip, pentru că îmi strică petrecerea și pur și simplu par prost, neadaptat. Le dăm la o parte. Care sunt câteva dintre atitudinile sportivilor față de greșeală? Sunt 5 atitudini pe care le-am identificat vis-a-vis de greșeală. Prima este teama de a greși. Când sportivul intră pe teren cu această teamă, mintea îl setează obsesiv înspre performanță. Joacă bine să nu greșești. Atenție să nu greșești. Nu greși. Acest mesaj pe care îl primește începe să încoarde mușchii la nivelul umerilor, la nivelul brațelor, inima îi bate foarte tare, simte tot felul de furnicături,
la un moment dat mintea intră într-un fel de ceață și parcă devine extrem de crispat. Tocmai pentru că vede în această teamă sau în această situație că va greși un pericol prin care s-ar putea să se pară neadaptat sau mai slab. O a doua atitudine față de greșeală este ura greșelii. Urăsc să greșesc. Nu suport să greșesc. Mă lupt cu greșeala și devine un fel de obiectiv obsedat să greșesc cât mai puțin. A treia atitudine față de greșeală este cea în care accepți greșeala și mergi indiferent. În niciuna dintre cele trei situații atitudinale, ți-e teamă, urăști greșeala sau accepți greșeala și mergi mai departe, nu-ți dezvolți resursa experienței tale, nu înveți nimic în plus. Rămâi același jucător, în ghilimele, la fel de experimentat și mergi de la un antrenament la altul fără să înveți ceea ce trebuie să înveți. Nu ai acea mentalitate pe care ți-o împărtășește Michael Jordan de a învăța din greșeli să fii cel mai bun. A treia atitudine față de greșeală este atitudinea în care înveți din greșeală. Adică vezi în greșeala respectivă un prieten. Este ca și cum te duce la antrenament și în timpul antrenamentului apare o greșeală și auzi o voce. Hei, Ștefan, sunt eu. Greșeala ta. Și de data aceasta, fiindcă nu ți este frică de greșeală, nu mergi mai departe, ci te oprești, te uiți la ea și spui, da, ce vrei să-mi spui? Păi vezi, ești prea intens. Sau vezi că nu te-ai focalizat pe ceea ce trebuie. Vezi și îți dă niște sfaturi pe care ți le propune pe ce să te focalizezi ca să devii și mai bun. Dar datorită faptului că cei mai mulți sportivi privesc greșeala cu o atitudine negativă, ori de câte ori greșesc teama, ura față de greșeală sau nepăsarea față de greșeală, când trec indiferenți, îi lasă, să zicem, pasiv față de resursele acestea pe care le poate oferi situația în care greșește. Și ultima atitudine pe care o are un sportiv față de a greși este atitudinea în care iubește și se împrietenește cu greșeala. În sensul că încaut să forțez anumite limite pentru a putea să găsesc niște resurse deosebite. Deci, cele mai multe cauze ale greșelii sunt focusul greșit și intensitatea prea mare sau prea mică a sportivului. Și o să le luăm imediat pe rând. Așadar, să presupunem că vorbim despre greșeală ca un focus greșit. Sunt la tablă și există un principiu în psihologie care vorbește despre următorul lucru. Pe ce te focalizezi, acel lucru energizezi. Sau unde este atenția ta, acolo este și dorința ta. Și unde este dorința ta, acolo este și energia ta. Cei mai mulți jucători își doresc să înscrie, dar nu este controlabil. Nu ori de câte ori dorești să înscrii, înscrii. Cei mai mulți jucători vor să marcheze, vor să joace bine, vor să nu greșească. Dar a nu greși, a juca bine, a marca, nu sunt chestii care să fie controlabile. Ceea ce este controlabil însă, în basket, ca și în multe alte sporturi, țin de noi înșine. Eu nu-l pot controla pe adversarul meu, dar îl pot influența. Eu nu pot controla să marchez, dar pot influența posibilitatea de a marca. Și este foarte important să facem această delimitare clară în mintea și mentalitatea sportivului pentru a ști pe ce să se focalizeze el ca să ajungă în situația de a marca sau să ajungă în situația de a juca foarte bine. Sunt câteva lucruri care sunt controlabile în basket și acelea ar fi atenția sau focusul pe minge. Focusul pe minge sau focusul pe spații sau focusul pe coechipierii mei este ceva ce ține doar de mine. Oricât de mult ai încercat să-mi iei focusul,
N-ai cum să reușești lucrul acesta. A mă focaliza 100% este responsabilitatea fiecărui sportiv. Și este și a mea, ca și, să zicem, antrenor sau a fiecărui sportiv. De asemenea, un alt lucru care este foarte 100% controlabil este energia sau intensitatea jucătorului. Agresivitatea, să zicem, fizică, agresivitatea în picioare, jocul lui de picioare. Nu depinde nici de scor, nu depinde nici de joc, deși foarte mulți jucători își lasă aceste aspecte controlabile să fie influențate de natura scorului sau de situația de pe tabelă sau în funcție de joc. Dar aspectele acestea despre care vorbesc aici sunt 100% controlabile și este foarte important să ajutăm pe sportivi să rămână disciplinați din punct de vedere mental, adică să se focalizeze pe aspectele controlabile. Un al treilea lucru care este controlabil este dialogul intern, ceea ce spune jucătorul în timp ce el joacă sau intră pe teren, felul în care se încurajează, felul în care vorbește cu el însuși, planul de joc, cât de bine l-a înțeles și cât de bine și l-a însușit, atitudinea pe care o are pe teren și felul în care se folosește de aceste spații. Și atunci, aș vrea să ne imaginăm un ceas elvețian și prima rotiță, cea mai importantă rotiță acestui ceas elvețian este ceea ce el controlează. Ce controlez eu ca și jucător? Mă controlez doar pe mine. Pot să te influențez, dar dacă tu ești foarte puternic, cu cât ești mai puternic, să zicem, cu atât reușesc mai puțin să te influențez. Cu cât sunt eu mai puțin puternic, cu cât sunt mai slab, cu atât reușesc și mai puțin să te influențez. Și atunci obiectivul meu principal este să lucrez la mine, la acești factori controlabili. Atenția și focusul, energia mea, gândurile mele, atitudinea mea, înțelegerea planului meu de joc. Deci ceea ce eu controlez. Și focusul meu ca și sportiv, atât la antrenament cât și în timpul competiției, este să mă focalizez 100% pe ceea ce controlez. Pentru că, repet, acolo unde este atenția mea, acolo este energia mea. Dacă energia mea este pe ceva ce nu este controlabil, am foarte multe resurse care se risipesc. Acum, lucrul acesta nu este atât de ușor de pus în practică. Trebuie să ne antrenăm ca să facem lucrul acesta, pentru că apare componenta emoțională, a dorinței. Eu nu doresc să mă focalizez pe ceea ce controlez, că mi se pare plictisitor. Eu nu mă focalizez pe minge, pe spații, pe planul meu de joc, pe atitudinea mea, pentru că mi se pare plictisitor. Eu vreau să mă focalizez pe jocul meu, să joc bine, să arunc bine sau tehnica mea. Problema este că în momentul în care ne focalizăm pe ceva ce nu este controlabil, mintea noastră tot timpul primește feedback. Și un adversar foarte bun nu mă lasă să joc bine. De asemenea, dacă colegii mei de echipă nu sunt uniți, sau dacă colegii mei nu mă joacă, sau dacă există haos în jocul nostru, în momentul respectiv, oricât de mult aș dori să joc bine, nu voi reuși să fac lucrul acesta. Și atunci încep să pierd foarte multă încredere, foarte multă energie, încercând să controlez ceva ce nu este 100% controlabil. Jocul meu nu este 100% controlabil. Ceea ce este controlabil și are putere de a influența jocul meu este factorul numărul 1. Propria mea persoană, atitudinea, energia, atenția mea. Ca și în acest ceas elvețian, dacă motorașul, să zicem, scriem aici, motoraș, dacă motorașul nostru este legat de prima rotiță, a energizat cu bateria sau cu, să zicem, rotit, cu arcul nostru, rotița numărul 1, această rotiță numărul 1, continuu energizată, reușește să-mi influențeze și să-mi învârtă rotița numărul 2. Jocul meu și tehnica mea sunt dependente de starea mea mentală, de energia mea, de cât de bine mă focalizez pe factorii mei controlabili. Și atunci, din punct de vedere psihologic și ca și antrenament,
mental în basket, este foarte important ca să ajutăm pe sportivi să se focalizeze tot timpul pe factorii lor controlabili, pe ceea ce ține de ei, și cu cât se interesează mai mult de acest factor controlabil, se îmbunătățește jocul, rotița numărul 2. Dar de ce vreau să joc bine? Pentru a influența rotița a treia a sistemului nostru. Rotița a treia este jocul adversarului. Vreau să influențez jocul adversarului ca apoi să influențez rotița numărul 4, scorul. Și scorul este ceea ce se vede pe tabela de marcaj. Scorul este ceea ce contează pentru cei mai mulți. Ca și la ceas. Mă uit, de fapt, la ceea ce îmi arată acele ceasuri. De aceea am acest ceas, ca să-mi arate ora. Tot ceea ce mă interesează, de fapt, în final, este ceasul. Partea finală, ora, momentul în care am ajuns în prezent. Tot ce interesează pe sportiv, în cea mai mare măsură, este scorul. Care este scorul pe tabela de marcaj? Și atunci, atenția lor, în cea mai mare parte, merge la scor. Dar scorul este cel mai puțin lucru controlabil din tot sistemul acesta. Și atunci este obiectivul meu, ca și psiholog sportiv, să-l ajut pe sportiv să înțeleagă faptul că aici voi putea să ajung doar dacă investesc calitate și cantitate. Ca și energie, ca și focus, ca și atitudine, ceea ce depinde de mine. În momentul în care un jucător greșește, acel lucru are de-a face cu rotița numărul 2. În momentul în care el greșește, el devine obsedat de elemente care nu sunt 100% controlabile. Și atunci, în momentul în care ca și jucător greșesc, trebuie să mă întreb ce anume din rotița 1 îmi lipsește. Pe ce m-am focalizat când am greșit? În momentul în care greșesc, mă focalizez pe aruncare? Pentru că în momentul în care mă focalizez pe aruncare, mintea mea va interpreta situația respectivă ca fiind extrem de importantă și creierul meu secretă energie. În momentul în care creierul meu secretă energie, musculatura mea devine activată în exces. Și în loc să am musculatura fină, de aceea jucătorii bat mingea de mai multe ori ca să relaxeze musculatura. Ei au nevoie de o musculatură fină, au nevoie de articulațiile încălzite și relaxate ca să poată să controleze aruncarea respectivă sau ca să poată să influențeze aruncarea respectivă. Dar dacă eu spun să nu greșesc, este important. În momentul respectiv mă focalizez pe aruncare. În momentul în care mă focalizez pe aruncare și nu pe inerul acela unde vreau să arunc mingea, în momentul respectiv am activat mai mulți mușchi, ca și cum aș fi pregătit să ridic o ganteră sau clopotul acela de kettlebell. Și nu e necesar. Musculatura respectivă fiind activată, mușchii aceia greoi îmi blochează aruncarea. Și atunci greșesc. Deci este foarte important să-i ajutăm pe sportivi să nu se focalizeze pe tehnica lor, deși a se focaliza pe tehnică este important doar în momentul în care mi-asimilez tehnica, în momentul în care învăț aruncarea, în momentul în care învăț pasa, în momentul în care învăț dribbling-ul. Atunci pot să mă focalizez pe tehnică, dar tehnica trebuie să fie asimilată la nivel de mișcare inconștientă, automatizată, în așa fel încât eu să fiu continuu focalizat pe ceea ce este controlabil și ceea ce ține de mine. Dacă vreau să influențez jocul adversarului, este foarte important, la fel, să mă focalizez pe ce este controlabil. Este foarte important să influențez jocul echipei mele printr-o atitudine bună, prin mișcare, prin deposedare, prin pressing, în așa fel încât jocul acesta agresiv în care iau timp și spațiu adversarului să-l sufoce pe adversar și să-l determin să greșească. Ca apoi să mă pun în mai multe situații de a marca sau de a înscrie. Deci, disciplina mentală în basket presupune să-l ajut pe sportiv să se focalizeze pe ceea ce el este controlabil sau ceea ce este în controlul lui ca să influențeze ceea ce este influențat.
Ceea ce este controlabil 100%, eu, atitudinea, energia mea, influențează în proporție de undeva, să zicem, 70-80% jocul meu și al echipei. Dar o echipă foarte bună mă poate bloca, mă poate influența să nu joc atât de bine și să-mi coboare capacitatea mea de a influența jocul undeva la 50%. Cum ați văzut în ultimul dans, când Michael Jordan vorbea despre Detroit Pistons. Erau foarte agresivi și obiectivul lor principal era acela de a bloca, de a se apăra, de a nu-i lăsa să se desfășoare sau să găsească spații de a înscrie. Deci pot să influențez jocul adversarului meu, dar nu pot să controlez atitudinea adversarului meu. Nu pot să controlez energia adversarului meu, focalizarea adversarului meu. Și atunci este foarte important să știu ce ține de mine în mare măsură ca să-mi influențez jocul și apoi jocul adversarului, care este influențabil în proporție de 50%, uneori mai mult, 70%, ca apoi să influențez și mai mult scorul, să maximizez șansele de a înscrie. Cunoscând disciplina mentală și cele patru rotițe ale disciplinei mentale, în momentul în care un jucător greșește și se împrietenește cu greșeala, apare un dialog între el și o parte a sa. Hei, Ștefan, ai greșit. Cei mai mulți spun, of, iarăși, ce o să zică ceilalți de mine? Și pleacă din momentul acela în care ar putea să învețe și nu învață nimic. Doar se supără, își reproșează că nu a fost atent, că nu este suficient de bun și continuă ca atenția lui să rămână undeva în trecut. Sau alții sunt nervoși. Iarăși am greșit, nu trebuia să greșesc, nu suport greșeala. Și continuă să plece, lăsând experiența respectivă neexploatată. Și vreau sportivi care au experiență. Avea experiență înseamnă să învăț din reușită, care e cauza, ca să investesc mai departe în cauza reușitei, și să învăț și din greșeli. Să învăț. Dar cum să învăț din greșeli? Ei, când îi întreb pe jucători, bun, ești gata să înveți din greșeli? Bun, n-am încotro, spun, da, sunt gata. Zic, bun, ce întrebare îi pune greșeli? Dacă greșeala ar fi un antrenor sau ar fi un coleg care se pricepe la greșeli, ce l-ai întreba? Ce mai mult spun, de ce greșesc? Și i-am întrebat. Și când te întrebi de ce greșești, nu ți se pare că mai degrabă întrebarea asta sună un reproș? Ba da. Și zic, ce răspuns primești? Păi, cam niciun răspuns. Păi, exact. Pentru că întrebarea de ce greșești este o întrebare destul de proastă. Pentru că nu suntem din punct de vedere mental deschis să asimilăm informațiile pe care ne le dă greșelii simțindu-ne ofensați. Și atunci, psihologii sportivi au identificat un alt tip de dialog pe care îl putem avea cu greșeala. Sunt trei întrebări pe care le putem pune în situațiile de a greși, în așa fel încât să ne prietenim cu greșeala și să ne putem mări experiența de a învăța din greșeală. Prima întrebare este, ce am făcut bine? Ce am făcut bine până am greșit? Știu că, în final, am greșit aici, undeva, la rotița numărul 2. Dar până la rotița numărul 2, ce am făcut bine? Ce merge? Care sunt ingredientele care încep să le stăpânesc? Care sunt factorii pe care stăpânesc și controlez și îi fac bine? Pentru că dacă focusul merge pe ceea ce nu greșesc, dacă focusul merge pe ceea ce greșesc, pe ceea ce nu fac bine, treptat, ceea ce nu merge, începe să-mi influențeze și ceea ce merge. Faptul că nu pot să fac ceva și conștientizarea că nu pot să fac ceva și obsesia mea repetată că ceva nu pot să fac, începe să mă influențeze în așa fel încât nimic din ceea ce aș putea să fac, nu mai pot să fac. Și atunci nu lăsa ca ceea ce nu merge să influențeze ceea ce merge. Și pentru a putea să prevenim situația aceasta, primul lucru pe care îl facem este să vedem ce am făcut bine. Este ca un sandwich în care pâinea
stratul de jos a sandwichului, pâinea, este un aspect pozitiv. Uite, asta am făcut foarte bine. Și tu, ca și antrenor, ori de câte ori cineva greșește, ai putea să începi dialogul cu el afirmând, mi-a plăcut aia, bravo, ai făcut excelent chestia respectivă, foarte bine te-ai mișcat acolo, mi-a plăcut atitudinea ta, mi-a plăcut felul în care ai blocat. Începi să atragi atenția asupra aspectelor pozitive. Când ai atras atenția asupra aspectelor pozitive, mintea lui nu mai este blocată. Mintea lui a trecut de faza reproșurilor și a faptului că se vedea prea slab și acceptă informația. Și în momentul în care a trecut de faza în care este blocat, vin cu observația importantă. Pe ce m-am focalizat când am greșit? Sau dacă este prea mare sau prea mică intensitatea la care am ajuns? Doar atât vreau să verific. M-am focalizat pe spații sau m-am focalizat pe adversar? Pentru că în momentul în care la basket te focalizezi pe adversar, adversarul tău devine problema ta și în momentul în care te focalizezi pe probleme, nu mai găsești sau mintea devine atât de mult obsedată de probleme încât încep să-i dispară soluțiile. Ori de câte ori ne focalizăm pe adversar sau pe ceea ce ne focalizăm, aceea crește. Dacă eu mă focalizez pe adversarul meu, el crește și importanța lui crește și nu mai aud vocea colegilor mei sau nu mai văd spațiile. E foarte important să mă focalizez pe aspectele controlabile, cum ar fi spațiu, colegii mei sau minge. În momentul respectiv, fiind în controlul meu, pot să le influențez cât mai repede. Dar foarte mulți jucători în meciurile lor se focalizează pe adversar, ca să scape de el, adversarul fiind de aici, este ceea ce îl obsedează în rotiția numărul 3. Sau foarte mulți sunt focalizați pe a nu greși, pe rotiția 2, pe tehnică. Și atunci apare acel blocaj sau acea supraexcitare a musculaturii în exces. Deci, primul lucru, ce am făcut bine. Al doilea lucru, pe ce m-am focalizat ca să înțeleg că responsabilă de greșeala mea a fost focusul meu sau intensitatea prea mare sau prea mică. Fie nu m-am mișcat, fie m-am mișcat prea mult și nu am reușit să văd unde sunt colegii mei. În al treilea rând, ce pot să fac mai bine? Am două aspecte pozitive și una negativă. Și aia negativă, de fapt, începe să fie prietenoasă, pozitivă, pentru că doar îmi identifică, îmi diagnostichează cauza greșelii mele. Nu este un reproș de ce greșesc, ci este pur și simplu o informație pe care mi-o dă greșeala ca să devin mai bun. Și în acest context, Michael Jordan a spus, am greșit de nenumărate ori, așa am învățat să fiu cel mai bun. Să ne imaginăm că Michael Jordan greșește o aruncare și a greșit câteva aruncări și a văzut ce face bine, a văzut în momentul acela de liniștire a minții pe ce s-a focalizat de a greșit și atunci a putut să își regleze sau să-și relaxeze un pic brațele sau să-și ascute un pic focusul pentru a arunca mingea la coș. Dar ori de câte ori mă gândesc să nu greșesc, pe de o parte nu sunt 100% focalizat pe inel sau pe situația pe care vreau să influențez și încep să fiu foarte, foarte blocat. Acum, este foarte important, odată ce am trecut de a înțelege, pe de-o parte, disciplina mentală și faptul că pentru a juca bine și a greși cât mai puțin sau a juca cât mai bine, e foarte important să ne focalizăm pe factorii controlabili. Și repet, ceea ce este controlabil este atenția pe minge, pe colegii mei sau spațiul meu. Deci focusul. Să iau aceste informații pe care mintea mea le poate procesa ca să creez situații bune în joc. 2. Energia mea fizică, intensitatea mea sau agresivitatea mea în picioare. 3. Dialogul intern, felul în care mă încurajez sau felul în care îmi coordonez atenția sau felul în care îmi spun hai stai aici, hai urmărește, ține-l pe acesta. De asemenea, planul de joc, cât de bine am înțeles planul de joc, triunghiurile de pasă și așa mai departe, atitudinile sau atitudinea pe care o am eu față de mine, față de colegii mei, față de acțiunile mele sau față de situația în care sunt și felul în care caut și găsesc spațiu. Acestea încerc să le maximizez
să investesc cât mai mult în ele, ca să influențez rotița 2, și ca un sistem care merge ca ceasul. Sistemul 2 îmi învârte rotița 3 și rotița 3 îmi învârte rotița 4 și ajung la finalizare. Repet, focusul îmi arată prima cauză a greșelii. A doua cauză a greșelii este intensitatea. Și o să reușesc să fac o altă schemă ca să înțelegem mai bine situația aceasta. Fiecare sportiv ajunge la un anumit nivel al limitelor sale. Și limitele noastre nu sunt statice. Limitele noastre cresc sau coboară. Obiectivul nostru este să împingem cât mai mult limitele, pentru că în momentul în care împingem limitele, deasupra limitelor noastre este progresul. De aceea este foarte important să dăm tot ce avem la mai bun din noi, efort, să dau tot ce am mai bun din mine ca să îmi împing limitele. Și pe orizontală am notat sau notez limitele mele. Să presupunem că sunt un jucător de basket de nota 7. Ca și jucător de nota 7, efortul meu este rotița 1. Ceea ce am controlat noi sau controlăm noi din acest sistem. Sistemul de control și influență până ajungem la scor. Efortul meu, atitudinea mea, focusul meu, energia mea, este tot ce am eu mai bun. În momentul în care dau totul din mine, ajung la limitele mele. Și în momentul în care ajung la limitele mele, eu experimentez progres. Deci deasupra limitelor mele este progresul. Însă, nu este atât de ușor. Fiecare sportiv, în momentul în care se întâlnește cu limitele sale, de fapt, înainte de a vedea progresul, se întâlnește cu dracii lui. Cu ceea ce sperie. Tocmai de aceea, cei mai mulți sportivi nu își ating limitele. Pentru că în momentul în care ești în zona aceasta a progresului, ești în afara zonei tale de confort, te simți amenințat și aici, unde te întâlnești cu dracii, te întâlnești de fapt cu teama de a greși. De fapt cu greșeală. În zona aceasta a limitelor tale, când ai ajuns cu intensitatea la maximul pe care poți tu controla, apare situația de a greși. Și anumiți sportivi greșesc mai puțin când au coborât intensitatea și cu cât ridică mai mult intensitatea sau efortul, încep să greșească și mai mult. Alții greșesc foarte mult când intensitatea este foarte scăzută. Și foarte mulți jucători greșesc când intensitatea este scăzută, pentru că în momentul în care intensitatea este prea scăzută, atenția este foarte distributivă, atât internă cât și externă. Sunt atent la ce fac ceilalți, sunt atent la mai mulți stimuli, sunt atent la gândurile mele și nu mă mai concentrez foarte bine. Ei, ideal este să ducem fiecare jucător spre limitele lui, pentru că deasupra limitelor are progres și învață să devină tot mai bun. Tot mai bun. Apare problema însă că el se întâlnește aici la limitele sale cu greșeală. Și dacă relația sa cu greșeala este una negativă și are o atitudine negativă față de greșeală, dorința lui de a nu greși îl face să nu mai dea totul, efortul lui nu mai este 100%, ci efortul lui se transformă într-o încercare. Încerc. Ok? Nu mai dau totul din mine, pentru că ce se întâmplă dacă dau totul din mine și greșesc? Ce se întâmplă dacă dau totul din mine și nu reușesc? O să cred că nu spun de nimic. Și în momentul respectiv, cei mai mulți preferă să încerce. Acum, în momentul în care încercăm să facem ceva, creierul nostru nu secretă sau nu activează toate resursele pentru reușită. În momentul în care încercăm să facem ceva, activăm parțial mușchi. Activăm parțial atenția. Implicarea noastră este parțială. Și în momentul respectiv, efortul nostru este sub limitele noastre.
Dacă progresul apare deasupra limitelor, atunci, dacă efortul nostru este mult sub limitele noastre, noi experimentăm regres. Doar că regresul acela nu este atât de vizibil ca și greșeala în antecamera progresului. Regresul acela este ceva în zona mea de confort, unde sunt implicat mai puțin, unde caut alibiuri, unde mă ascund în spatele coechipierilor, unde nu încerc soluții noi sau situații noi, în care nu caut să devin și mai bun. Acum, rolul meu, ca și psiholog sportiv și rolul antrenorilor, este să înțeleagă ceea ce se întâmplă aici. Pentru a ajunge la progres, fiecare sportiv trebuie să înțeleagă valoarea pozitivă a greșelii. Să se împrietenească cu greșeala și să aibă curajul de a trece de toate aceste judecăți critice, de aceea le-am numit dragi, că ne este teamă de ei, aceste judecăți critice care apar în momentul în care greșim. În momentul în care ne-am împrietenit cu această zonă și devine familiară nouă și ne împrietenim cu greșeala, ajungem să spunem ca și Michael Jordan. Am greșit de nenumărate ori, ca și cum aceasta este uneori forțată. Greșeala este forțată, tocmai pentru a putea să vedem și mai clar posibilitățile de progres, să încercăm și mai mult. Unii jucători ce fac? Se antrenează în plus, fie undeva în parc sau merg la teren mai repede, cum făcea LeBron James, cu ochii închiși sau să leagă la ochi, ca să simtă și mai bine această distanță dintre el și coș, ca să simtă și mai bine, să zicem, aruncarea respectivă, ca să nu fie 100% focusați pe aruncarea aceasta, ci pur și simplu să simtă, să ajungă la acest feeling pe care îl caută jucătorii cei mai buni. Asta presupune că de multe ori forțăm greșeala. Dar asta fac jucătorii care s-au împrietenit cu greșeala. Și atunci, în momentul în care găsim în greșeală o valoare pozitivă, ca și cum ea este necesară și importantă pentru a ajunge la progres, reușim să activăm acele resurse neexploatate ale experienței. Pentru că din 100% experiența pe care o are un sportiv, să zicem, de 16 ani, dacă el învață, să zicem, din reușite 30% și dacă învață din greșeli cam 50% și cel mai mult învață negativ, acel să nu, rămân undeva vreo 60% din resurse ale experienței sale de care nu a învățat. Și progresul lui stă pe loc. Deci ascensiunea lui și felul în care putem să profităm de calitățile lor ca să-i facem și mai bun, tergiversează datorită faptului că nu activăm acele resurse. Fie nu știm care este relația dintre cauză și efect, ce anume fac la rotița 1 ca să joc mai bine, sau faptul că nu am înțeles ce anume din rotița numărul 1 nu funcționa și m-a făcut să greșesc, ca apoi să corectez. E foarte important ca antrenor să vedem valoarea pozitivă a greșelii. Și atunci, ideea sau imaginea aceasta a sandwich-ului, apreciez un lucru pozitiv, vin cu observație, adică șunca, salamul, brânzica, și iarăși termin sandwich-ul respectiv cu ceva pozitiv, în așa fel încât să îl ajut să proceseze informația, să o corecteze și apoi să fie mai bun. Cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc astăzi cu voi. Au trecut 45 de minute, cred că sunt suficiente idei. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Orice comentariu sau întrebări, dacă nu ați înțeles, cu mai mare dragul să vă răspund.
Bun, cineva a vrut să mă întrebe ceva. Așa, cum reușim să facem un jucător de 15 ani să treacă peste teama de a greși? O teamă constantă, alimentată și de acasă. Ok, am înțeles. Acum, greșeala ține foarte mult de noi înșine. Cauza principală a greșelii suntem noi. Fie focusul, fie intensitatea, dorința noastră prea mare sau uneori dorința noastră și implicarea noastră prea mică. Un jucător căruia este teamă de greșeală, este teamă că nu este acceptat necondiționat. Teama de greșeală presupune o teamă de respingere, în primul și în primul rând, sau o teamă că nu este suficient de bun. Și atunci, acești jucători încearcă în mod exagerat să devină cât mai buni, cât mai perfecți, dacă există termenul acesta de perfecțiune în mintea lor, în așa fel încât în ideea aceasta a perfecțiunii să-și găsească împlinirea sau încrederea. Problema este felul în care ne identificăm cu greșeala. Când un jucător se identifică cu greșeala și consideră eu sunt greșeala mea și nu o suportă, de fapt, el nu se suportă și nu se acceptă pe sine, necondiționat. Spune, eu nu sunt bun decât dacă nu greșesc. Și atunci, trebuie să învățăm, în primul și în primul rând, ceea ce înseamnă acceptarea de sine necondiționată. Mă accept necondiționat sau mă accept că sunt limitat și că am posibilitatea să greșesc și pot să greșesc, dar sunt într-un proces continuu de perfecționare. În loc să fiu obsedat de ideea de perfecțiune, aș putea să fiu mai degrabă tentat să devin perfectibil, să mă îmbunătățesc. Și atunci să înțeleg că greșeala aceasta este o componentă importantă și necesară ca să devin mai bun. Să mă împrietenesc cu greșeala și în momentul în care mă împrietenesc cu greșeala, de fapt, eu mă împrietenesc cu mine. În momentul în care accept greșeala, mă accept pe mine. În momentul în care tolerez greșeala, mă tolerez pe mine și sunt capabil să lucrez la acest aspect al greșelii. Și atunci e important să arătăm jucătorului ceea ce a făcut corect până acolo, să arătăm care sunt calitățile lui și să arătăm particularizând unde greșește el și apoi să venim cu sfatul ce poate să facă mai bine, nu neapărat ca să nu mai greșească, ci ca să se îmbunătățească. Hai să văd unde sunt alte întrebări. Așa. Ce se întâmplă când apare o a treia persoană, de exemplu un părinte, care sabotează tot ce se construiește cu sportivii? Da, din păcate e o componentă destul de vizibilă la noi în România. Ideal ar fi ca antrenorul să discute în particular cu părintele, nu de față cu jucătorii sau cu jucătorul, pentru a nu știrbi autoritatea antrenorului sau pentru a nu lăsa pe părinte să vorbească negativ despre copil, despre sportiv de față cu ceilalți. Important ca antrenorul să-l ia deoparte, să discute în particular, să rezolve lucrurile respective între patru ochi. De asemenea, trebuie să-i se explice și să-și formeze așteptări realiste, rezonabile din partea jucătorului și din partea echipei. Până ziua, când este mai potrivit să fie dat feedback-ul sportivilor? După meci sau la o anumită perioadă după? De exemplu, următorul antrenament. Mă refer la vârste mici, mini-basket, 11-12 ani. Cred că depinde de obiectivul antrenamentului. Dacă este un antrenament, e important ca feedback-ul acesta să se dea de cel mai multe ori când lucrurile merg bine. Ori de câte ori copilul are o reușită, să-i subliniem clar care este cauza reușitei pentru a continua să se focalizeze mai departe pe cauza reușitei și să investească în ea.
Dacă însă, în momentul în care greșește, tot timpul sărim pe el și îl corectăm, el se simte un pic sub avalanșa aceasta a informațiilor și se pierde. Corecturile le dăm în mod pozitiv, cât mai puține când greșește, de obicei lăsăm să și ignorăm acele observații și subliniem cât mai mult reușitele. Dacă e vorba de feedback după meci, e de preferat ca să nu se discute cu ei la cald, pentru că nu sunt capabili să proceseze, să zicem, înfrângerea la cald, să zicem, să ne liniștim cu toții, și ei și noi, să analizăm în prealabil meciul, să ne tragem anumite concluzii și apoi la rece să putem să vedem ce a făcut bine, să vedem care sunt aspectele pe care trebuie să se focalizeze mai departe ca să le îmbunătățească și să se antreneze doar un aspect, unul câte unul, nu două sau trei aspecte ale jocului deodată. Pentru că este foarte greu să ridici nivelul, să progresezi, să dezvolți ceva când lucrezi la mai multe aspecte în același timp. La un moment dat, când Darren Cahill s-a întâlnit cu mai mulți antrenori din România, Darren Cahill fiind antrenorul de tenis al Simone Halep, spunea că este foarte important să se antreneze un aspect atât la nivel individual cât și la nivel de echipă până îl duci la un nivel superior. Să nu lucrezi mai multe aspecte, pentru că focusul sportivilor și capacitatea lor de a se concentra și de a se îmbunătăți scade când treci de la un aspect antrenat la un al doilea aspect antrenat. Și atunci trebuie să particularizezi cât mai bine situația respectivă. Odată ce ai îmbunătățit-o, poți să te duci la un al doilea palier al jocului sau al tehnicii pe care poți să-l îmbunătățești. Ok? Unde mai sunt întrebări? Părinții sunt cea mai mare problemă la ora actuală în sportul românesc, atât la copii cât și la juniori. Ar fi bine să fie părinții cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este societatea noastră și cultura noastră. În cadrul acestei societăți și culturi, părinții aceștia respiră și transpiră valori greșite. Deci dacă părinții sunt problemă, ei au dezvoltat această problemă din relația lor cu proprii lor părinți, din societate și de la școală. Și atunci problema aceasta este o problemă generală în sportul românesc, având o mentalitate greșită, fiind foarte irascibili, nerăbdători, vrem repede rezultate, avem așteptări și punem presiune prea mare pe copii sau pe sportivi, nu ne simțim confortabil când greșim. E o problemă a societății noastre și cu cât problema asta este mai mare, cu atât mai necesar este să lucrăm la aceste aspecte mentale. Ok? Alte întrebări? Domnul profesor, aveți microfonul oprit. Domnul profesor, aveți microfonul oprit. Din stânga jos ați putea să-l porniți. Cred că s-a pasat din greșeală și nu vă mai auzim. Gata, acum cred că merge. Da. Da, spunea că din partea celui care organizează nu aveam microfonul. Alte întrebări.
la chat. Din zicala populară, din greșeli înveți, cine nu muncește, nu greșește. Corect. Este necesar să învățăm și cu cât suntem mai deschiși la experiența greșelii, cu atât devenim și mai buni. Cum afli de ce e un sportiv de lăsător la un antrenament sau la un meci? Ok? Un sportiv de lăsător ar putea fi din mai mulți factori. Normal, aflăm chestia asta din partea jucătorului, discutând cu el. Un sportiv de lăsător fie este nemotivat sau nu mai are încrederea ridicată. Cu cât avem mai puțin încredere, cu atât suntem mai puțin implicați în ceea ce facem. Pe măsură ce rezervorul încrederii noastre scade, începem să devenim tot mai neajutorați, avem un nivel mai scăzut de implicare, din a da totul ajungem la situația de a încerca până în situația de a renunța. Și atunci neimplicarea este o formă de renunțare. Este o cauză, una dintre cauzele principale este fie o proastă motivație sau scăderea parțială sau completă a încrederii. Alte întrebări? Ok. Ne puteți da un exemplu total opus situației de până acum, când se crede prea bun pentru echipă față de colegi? Când un jucător este prea bun sau se crede prea bun față de colegi, e egoistul echipei. Ia totul pe cont propriu, cere totdeauna mingea să ajungă la el, el driblează, el finalizează, mai puțin încearcă să recupereze. De cele mai multe ori are această mentalitate a talentului, că el este suficient de bun, că nu mai trebuie să muncească, că nu mai trebuie să corecteze și că rolul lui este doar acolo la a finaliza, la a arăta cât este el de grozav. Când un jucător de genul acesta este în echipă, mentalitatea lui este mentalitatea unui showman, unul care vrea să demonstreze că el este bun. El poate să facă asta destul de bine până la o anumită vârstă, însă nu a învățat suficient de mult, nu vede în greșeală sau în muncă valori importante pentru progres și în momentul în care trece de la junior la seniori, se lovește de adevărata lui realitate, că de fapt are foarte multe găuri în cașcavalul lui, are foarte multe lacune și nu poate să facă față acelei situații. Acolo este o problemă de mentalitate și aș recomanda o carte pentru antrenori pe tema asta, este Mindset. E tradusă în limba română, Mindset, despre mentalitate. Jucătorul ratează ultima aruncare, echipa pierde meciul, jucătorul crede că e vina lui. Cum îl putem ajuta? Întrebare foarte bună. E aceeași problemă pe care o are atacantul în fotbal când ratează un penalty sau portarul care greșește. De cele mai multe ori ne asumăm și ne simțim vinovați de lucrul acesta. Inclusiv Michael Jordan a pățit-o și a aruncat o minge care era necesară ca să marcheze și a greșit. Ideea este să ajutăm pe sportivi că să înțeleagă că și faptul că noi am înțeles că și-a dorit reușita, că reușita nu este controlabilă în totalitate, că o putem influența, că miza meciului și importanța pe care o avem noi în mentalitatea noastră vis-a-vis de aruncarea respectivă și de ceea ce se poate întâmpla acolo ne-ar fi ajutat să câștigăm, dar totodată acea situație de presiune o resimțim în bătăile inimii, în blocarea mușchilor, în felul în care scade, să zicem, liniștea mentală și claritatea noastră de a gândi la rece și atunci este foarte greu să poți să te stăpânești în situația aceasta. Odată ce l-am înțeles și sportivul se simte înțeles,
spunem, următorul nostru obiectiv este să învățăm să ne antrenăm sub presiune, să ne învățăm să tolerăm presiune, să învățăm să vedem în presiune ca și un privilegiu de a deveni sau ca și oportunitate de a deveni mai bun. Și în felul acesta putem să arătăm că cei mai mari sportivi din lume s-au confruntat cu situația asta, că este o situație realistă, e normală, se întâmplă, dar totodată să învățăm ceva din situația aceasta ca să devenim mai buni. Okay? Întrebarea a fost excelentă. Focusul nostru a fost pus pe sportivi. Eu aș vrea să întreb cum un antrenor poate să lucreze la stăpânirea de sine în momentele cheie. De multe ori, focusul, motivația sportivilor este dictată de antrenor. Corect. Am văzut foarte mulți antrenori care spun focusul meu este pe sportiv și trebuie să strig la el, să-l țin vigilent, să-l țin atent. Problema este felul în care procesează jucătorul mesajul antrenorului. Ori de câte ori antrenorul strigă către sportiv, mai mult ca sigur, cei mai mulți jucători, inclusiv jucători foarte buni, văd în situația aceasta ca și cum antrenorul le reproșează ceva sau sunt cu gura pe ei sau îi presează și îi stresează. Și atunci focusul lor merge pe rotița numărul 2, pe tehnică, să nu greșesc, pentru că tocmai asta am întrenat. Deci intenția bună a antrenorului de a-l ține atent îi ridică prea mult intensitatea mentală a jucătorului, ceea ce îl focalizează prea mult pe ideea de a nu greși. În final, de ce ți-e frică, nu scapi. Atragi inevitabil greșeala. Odată ce ți-ai propus să nu greșești și ai greșit, începe și situația de vinovăție, ceea ce antrenează atenția înspre trecut. Tot timpul mă gândesc la trecut și nu mai sunt în prezent. Deja sunt ceea ce nu-și dorește antrenorul să fiu. Sunt un sportiv care a și greșit și nu mai este atent. E cu mintea în trecut sau în gândurile lui, unde își reproșează. Ideal este să încurajăm. Tot timpul să încurajăm, tot timpul să cerem, să zicem, mișcare, implicare și acele intervenții pe care le fac antrenorii să le facă în time-out sau în acele pauze pe care le puteți solicita când puteți să transmiteți acele informații. Oricum, din dialogurile mele cu sportivi, inclusiv din basket, ei nu aud ce spuneți. Ei nu pot fi atenți și la minge, și la adversar, și la spații, și la colegi, și la ceea ce spuneți. Focusul nu poate să fie atent simultan în două locuri. Ori focusul este la antrenor și atunci pierd situații sau oportunități de joc, ori este la minge și la joc și nu mai este la antrenor. Așa că partea sau componenta creierului nostru legat de focus este un punct foarte mic, aici în cortexul prefrontal, în care nu putem să ne focalizăm simultan pe două lucruri. Dacă dumneavoastră vorbiți și sunteți cu gura pe ei, ok, poate sunt atenți la voi, dar nu vor fi atenți la minge sau la joc sau la ce au de făcut. Și atunci intervenția este în detrimentul jocului sau a lor. Dacă sunt atenți la minge, iarăși nu o să vă audă. Și atunci, în loc să vă frustrați, ce poate să facă un antrenor? Este să înțeleagă situația asta, să respire, să se focuseze el pe a se calma, pe a se liniști și pe a da acea informație, să zicem, de aur în momentul cel mai potrivit. Că dacă tot dai informații pe care sportivul nu le procesează, ai impresia că ești ignorat și ajungi să te enervezi și mai tare că relația este proastă cu jucătorii. Cum îi putem motiva pe jucători să participe în această perioadă la antrenamente susținute online? Avem un număr scăzut, mai ales la grupele de copii 15-18 ani. Diferența în conținut a discursului după meci în cazul victoriei, respectiv în cazul înfrângerii. Ok, două întrebări. Motivația jucătorilor de a participa la aceste antrenamente online ține de pasiunea lor, ține de implicarea lor. Cu cât jucătorii sunt mai motivați, cu atât sunt mai implicați.
aș face teme scurte, aș face teme în care să implic, aș face teme în care să vorbească mai puțin antrenorul și mai mulți ei, pentru că în momentul în care se simt implicați, se simt și valorizați și se simt importanți. Și atunci avem un câștig mai mare în momentul în care i-am implicat. Există diferențe de discurs, a doua întrebare, între feedback-ul pe care îl dai după meci, după înfrângere sau după victorie. Cel mai important este să păstrezi încrederea sus. Pentru că de cele mai multe ori o înfrângere e procesată la nivel mental încă 2, 3, 4, 5 zile și sportivii văd în înfrângerea respectivă ca și cum ei nu sunt valoroși și îți reproșează și scade și motivația, scade și implicarea, scade și pasiunea. E foarte important ca după înfrângere să scoatem informații care să dea încredere și un feedback încrezător. Uite, am pierdut pentru că și-am identificat 2-3 cauze, nu dăm vina pe nimeni, identificăm 2-3 cauze și obiectivul nostru este ca mâine la antrenament sau poi mâine la antrenament să antrenăm componenta aceasta ca să devenim mai buni. Când am câștigat iarăși un meci, este foarte important ca nu cumva să ne culcăm pe ureche, ca și cum deja suntem grozavi, suntem cei mai buni și nu avem nimic de învățat. Tocmai asta este importanța unui campion, să învețe atât din reușitele lui, cât și din greșelile lui, că de fapt experiența înseamnă a învăța. Experiența nu înseamnă că am trecut prin situații în mod pasiv. Și atunci, cu cât am învățat mai mult din cauza, din partea reușitelor și a greșelilor, cu atât mai bine. Dar aș face aceste antrenamente, să zicem, motivaționale scurte. Deci să se vorbească puțin cu jucătorii, pentru că nu le place. Nu mai mult de 20-30 de minute ca să-i avem implicați, să-i avem atenți. Poate chiar să-i punem pe ei să vorbească. Poate chiar un lider din partea lor, din partea echipei. Sau să lăsăm cât mai mulți din partea echipei să vorbească. Pentru că o echipă care are foarte mulți lideri e o echipă puternică. Domn profesor, aș avea și o întrebare, dar înainte a mai fost o întrebare foarte interesantă. Dacă mă citiți. Speech, ce componente obligatorii ar trebui să le atingem în discursul pe care îl avem înaintea unui meci? Adică sunt două tipuri de meci. Unul care este foarte important, care este o miză importantă, și unul când jucăm cu o echipă mai slabă, dar acei jucători, adică jucătorii noștri sunt mult mai buni, știu chestia asta, și cum îi putem motiva astfel încât să fie concentrat la meci, să nu apară alte probleme în timpul meciului. Da. Da, este principiul acesta că buturuga mică răstoarnă carul mare. De multe ori când e un jucător sau o echipă, să zicem, de nivel 9, întâlnește o echipă de nivel 6, percepe situația aia ca fiind ușoară, nesolicitantă, și atunci creierul, la nivel inconștient sau subconștient, nu secretă suficiente resurse mentale de focus și fizice de implicare la nivelul posibilității echipei, ci doar cu o idee peste nivelul perceput a echipei adversare. Deci dacă eu, ca și echipă de 9, joc cu echipă de 6, atunci îmi cobor intensitatea mea fizică și mentală undeva la 6, ceva. Problema pe care nu o anticipez eu ca și jucător sau echipă de 9 este faptul că echipa de 6 percepe obstacolul acesta destul de mare și atunci se capacitează la maximum și încearcă de multe ori să ridice intensitatea fizică și mentală cu mult peste posibilitățile ei, să zicem undeva în zona lui 7,5-8. Și atunci este foarte greu să remontez acest decalaj al optimului motivațional între mine ca și 8 care, sau 9 care am scăzut la 6 și echipa asta la altă care începe să prindă încredere, să se simtă puternică, invincibilă, că poate să pună probleme unei echipe mai mari. Și atunci este foarte important să dau două obiective echipelor puternice. Obiective de tip win-win. Câștig
câștig. Și dacă sunt echipă mică, și dacă câștig, și dacă sunt echipă mare. Obiectivele de tip win-win presupun, pe de o parte, este obiectivul pe care și-l dorește fiecare să câștige. Pe de altă parte, este obiectivul de a ne depăși limitele. Obiectivul în care căutăm progresul. Obiective în care fiecare jucător și fiecare echipă vrea să vadă care este potențialul maxim pe care îl poate să-l monta, încercând să devină mai bună de la un meci la altul, pentru a fi foarte bine pregătită și antrenată când te întâlnești în play-off sau în play-out, când crește și miza sau când te întâlnești cu echipele mai puternice. Deci ideal este să vezi în oportunitatea respectivă sau în situația respectivă o oportunitate în care progresezi, în care câștigi. Și atunci obiectivul principal controlabil este să-ți depășești limita, să te autodepășești. Și apoi obiectivul al doilea este să câștigi și meciul. Și în felul acesta ții echipa care aparent nu avea nicio miză și ai creat o miză personală de a deveni mai bună. Și a doua întrebare, în opinia dumneavoastră, cât de des ar trebui să discutăm în particular cu sportivii pe care îi avem, dacă ar fi bine să invităm noi să vorbim față-față sau să așteptăm din partea lor dorința de a discuta pe anumite probleme? Da. Mai de mult când am lucrat la Academia de Fotbal Liberty, obiectivul meu era să fac o fișă individuală a fiecărui jucător, să merg la câteva meciuri, să merg la antrenamente și să văd imaginea de ansamblu a fiecărui jucător, atât din punct de vedere fizic, tehnic, tactic și mental. La un moment dat, datorită faptului că testele nu indicau că ar fi necesar să discut cu capitanul, am lăsat lucrurile pe final să discut cu capitanul. Și datorită faptului că el este un jucător bun, toți aveau încredere în el, toți vedeau în el un jucător exemplar, neproblematic. Și atunci, așa, pe modelul acesta pompieristic, m-am dus acolo unde ardea mai mult sau mai tare. În final, ajung să vorbesc și cu capitanul echipei și aveam impresia că este o figură rece, puternică. Când am ajuns să vorbesc cu el, a început să plângă. Și a spus... Avea 18 ani atunci și acum este portar la o echipă de fotbal în Liga a doua și spune, cu mine n-a vorbit niciodată până acum așa. E prima dată de când sunt aici, și era deja de vreo 4 ani la Academia Liberty, e prima dată de când sunt aici în care vorbește cineva cu mine. Și a început să se deschidă, să vorbească. De foarte multe ori, personalitățile diferite ale jucătorilor te fac să crezi că ei sunt grozavi sau sunt bine, că te ignoră sau că se descurcă. Ei așteaptă să se discute cu ei. Cu cât discutați mai mult și mai sunteți mai apropiați de ei, cu atât mai importanți și mai validați și mai încrezători se simt. De fiecare dată când apare acest context în care antrenorul, antrenoarea mă înțelege, are încredere în mine, plusul lui de încredere vine și de acolo. Vine și de acasă, din contextul familial liniștit, vine și din relația cu colegii, vine și din relația cu antrenorul. Și atunci este super important să se creeze acest transfer de încredere din partea antrenorului către jucător, nu numai la antrenamente, ci și după antrenament sau undeva mai puțin oficial în curte sau undeva în parc. Jucătorilor le prinde bine, apreciază în proporție de 90% ca fiind o chestie foarte pozitivă. Nu știu cât de des, dar merită, ei apreciază. De prea multe ori se discută la nivel de predicate, de verbale, de verbe, du-te, fă, vino, fă, bă, nu. Și toate acestea creează impresia că antrenorul e un tip rece, distant, care tot timpul este ca un polițist și atunci nu s-ar deschide de multe ori față de antrenor. Dar să stai, să discuți, să vorbești într-un mediu mai puțin oficial, o să-i determine să se simte relaxat și cu alte cuvinte mai deschis și mai vulnerabil. Alte întrebări?
Nu, parcă ar mai fi întrebări. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. O grămadă de informații foarte utile din punctul meu de vedere. Dacă nu mai sunt întrebări, cred că o să ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru timpul vostru. Sunteți grozavi. Nu uitați, sunteți foarte importanți pentru jucători. Fiți cei mai pozitivi, cei mai încurajatori. Mulți dintre ei au părinți reci, distanți sau neînțelegători și abia așteaptă să ajungă la un antrenor sau la o persoană care să înțeleagă sau o persoană care să vadă potențial și încredere în ei. De multe ori, încrederea pe care a văzut-o antrenorul acolo reprezintă trambulina aceea de lansare înspre un sport de performanță sau de vârf. Multă baftă și mi-a făcut mare plăcere. O secundă, Marcel Center, mă numesc. Aș vrea să vă mulțumesc și eu în numele colegilor mei pentru prezentare. Aș vrea în același timp, dacă sunteți de acord, să vă dați datele, număr de telefon sau adresă de mail. S-ar putea ca unul din, sau toți, unii din colegii noștri să mai aibă întrebări sau situații. Eu cred că ar fi de interes ca toată lumea să vă cunoască numărul de telefon sau mail. Unde să le pun? Să-l dați lui Alin, cu care ați stat mereu în contact, și el o să-l distribuie după aceea pe pagina colegiului central. Perfect. Bine. Bun. Vă mulțumim încă o dată. Numai bine. Rămânem în legătură. O să avem mare nevoie de sfaturile dumneavoastră. Multă baftă. Cu drag. Mulțumim.